Iar ați venit la cetatea lui... Căsătă cu povești. La căsătă cu povești? Da. La cetatea lui câinilor. La cetatea câinilor? Cetatea poveștilor. Cetatea lui povești. Cetatea poveștilor. Cetatea poveștilor atunci. Bine. Aoleu, te mănâncă, o să-ți mănânce pantofii. Ce te urci așa? Ce dacă? Am venit ca bine. Din cetatea lui eu în cetatea lui tu. Numai că ultima oară, când Nicoleta și Ștefan nu erau aici, pentru că erau răciți, cred, Mâniosul, un băiețel din cetatea lui Eu, care s-a dus să descopere cetatea lui Tu, și oamenii minunați de acolo, așa, deci Mâniosul s-a hotărât, după ce a stat destulă vreme în cetatea lui Tu, să se întoarcă în cetatea lui și să-i convingă pe prietenii lui de acolo să se mute și ei în cetatea lui Tu. Ei, și zeița cetății lui, care se numea... Da, spuneți. Mândria. Mândria, sigur că da. Așa, ce-ți? Tu uitați? Da. Bine. Zeița cetății lui, care se numea Mândria, a pregătit o mare sărbare, a invitat pe toată lumea, l-a invitat la palat și toți prietenii și părinții Mâniosului erau foarte bucuroși că va primi mari onoruri. Mâniosul a zis, așteptați puțin să vedem ce o să aveți de spus după ce povestesc ce am trăit eu în cetatea lui Tu. Și aici ne-am oprit data trecută. Și acum continuăm că atunci când toată lumea l-a aclamat și spunea, mamă, ce grozav o să fie, el a spus, ascultați mai întâi ce am de zis și pe urmă veți vedea ce petrecere va fi. Clipa cea mare sosise. Întreaga cetate a lui Eu se împodobise cu steaguri și lumea era adunată în piața cea mare. Împărăteasa era așezată pe tronul ei de aur. Mâniosul înaintă către ea. Părinții erau mândri de copilul lor și exact în spatele lui stăteau frații săi. Lumea aplauda și striga de bucurie. Mâniosul ajunse în fața tronului și, cu o mică plecăciune, o salută pe împărăteasă, pe când părinții lui făcură cele două plecăciuni adânci, după rânduială. Una pentru puterea și alta pentru frumusețea ei. Încă una mai adâncă, îi murmură tatăl, crezând că Mâniosul a uitat. Și Mâniosul s-a făcut că nu aude. Și n-a mai vrut să facă și a doua plecăciune. Uralele au încetat și toți așteptau să vadă reacția împărătesei la salutul nepotrivit cu rânduiala. Mândria, vădit deranjată, nu-i făcu nicio observație Mâniosului, mai întâi pentru că voia să le arate supușilor ei cât de îngăduitoare poate să fie cu copiii și, în al doilea rând, pentru că nu dorea să strice această ceremonie, care o costase deja destul timp și o mulțime de bani. I-a făcut semn cu mâna să se apropie. Lângă ea, un curtean al cetății ținea în mâini o pernuță mică de catifea cu decorația de aur. Tăcură cu toții. Urma să vorbească împărăteasa și pentru asta erau în stare să-și oprească și respirația, ca să fie liniște de plină. Mândria se ridică, luă decorația și o puse la gâtul Mâniosului. Mâniosule, fiul lui Orgoliu, prin curajul pe care l-ai arătat, ca să descoperi o cetate necunoscută, ai cinstit cetatea ta. De astăzi înainte ai cinstea să porți decorația de aur a marelui Eu. Și acum poți să vorbești. Te ascultăm. De momentul ăsta se temea Mâniosul de atâta timp. Nu dormise nopți în șir, gândindu-se ce o să-i spună împărătesei. Dar niciodată nu și-a imaginat că lucrul acesta se va întâmpla în fața întregii cetăți. Pentru o clipă, închise ochii și se rugă lui Dumnezeu să-l ajute. Te ascultăm, Mâniosule, spuse din nou Mândria. Vorbește, copilul meu, i-a șoptit și mama lui. Maiestatea voastră, iubiți compatrioți,
pentru a cinsti mai întâi patria mea, unde am crescut, și în al doilea rând familia mea, trebuie să vă spun tot adevărul. Asta întotdeauna e o tragedie. Pardon. Da. Nu știu în ce măsură ar putea să folosească puterea marelui eu în altă parte, însă pentru a găsi cineva cetatea lui tu, și în special ca să intre în aceasta, trebuie nu doar să-și micșoreze eul, ci să ajungă chiar să uite cu totul de el. Mândria se ridică indignată în picioare. Tu să stai acolo, să nu te ridici tu. Așa. Mândria se ridică indignată în picioare. Ce nebunii sunt acestea pe care le spui, mâniosule? Spun numai adevărul. Ai călcat peste eul tău ca să găsești cetatea lui tu? Întocmai. Mai bine te întorci înainte de a fi călcat în picioare tot ce are mai de preț patria ta. Am vrut să-mi duc misiunea la bun sfârșit. Lumea a înmărmurit. Împărăteasa încă în picioare a încercat să-și stăpânească mânia. Te-ai gândit tu să faci astfel sau ai fost sfătuit de cineva? Atâta timp cât mergeam punând eul înainte, drumul devenea de nestrăbătut. Degeaba făceam toate eforturile. Atunci m-am întâlnit cu un bătrânel. El mi-a spus că pentru a intra în cetatea lui tu, trebuie să-mi micșorez eul, având mereu numai gânduri bune. Și tu ai ascultat sfaturile unui bătrân ramolit în locul sfaturilor pe care ți le-am dat eu? Am vrut să văd dacă acestea o să-mi fie de folos, de vreme ce sfaturile maiestății voastre nu mă duceau nicăieri. Mulțimea care îl aclamase cu câteva minute mai înainte a început acum să strige: rușine! 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 A făcut de rușine cetatea lui eu! A făcut-o de rușine pe împărăteasa noastră! Da, Arven. Așa e. Mândria s-a aruncat plină de furie asupra mâniosului și i-a smuls decorația de la piept. Nu ești demn să porți așa ceva! Nu e demn! Nu e demn! Nu e demn! Au început să strige toți. Mama mâniosului a leșinat. A leșinat. A leșinat. Frații l-au ținut cu greu pe tatăl înfuriat să nu se repea deasupra fiului nerecunoscător. O asemenea tulburare nu se mai produsese niciodată în cetatea lui eu. În ciuda celor întâmplate, mâniosul a rămas însă liniștit. Din momentul în care împărăteasa îi luase decorația, simțise o mare ușurare. Doi curteni au venit repede către el și au legat din porunca împărătesei mâinile la spate. Cu două lovituri zdravene, l-au aruncat jos la picioarele ei. Și-a întors capul și-a primit-o. Câtă răutate avea în privire, aoleu, Doamne, câtă răutate, s-a uitat la el și a adus aminte mâniosul de dulcea smerenie și s-a cutremurat. S-a cutremurat. O să te cutremuri și mai mult de acum înainte. O să vezi ce înseamnă frica. Păi am văzut-o în ochii maiestății voastre. Cum îndrăznești? Mândria nu se teme niciodată de nimic. I-a dat o lovitură cu piciorul, încercând astfel să-și potolească mânia. Luați-l din fața mea și aruncați-l în închisoare. Tu, Gore, poți sta aici. Și așa s-a terminat marea sărbătoare în cinstea mâniosului. Acesta era deja de 3 zile la închisoare.
Nu văzuse pe nimeni și nu vorbise cu nimeni. I se adusese doar pâine și apă la ușă. Mai de mult, doar imaginându-și astfel de stări, l-ar fi apucat tremuratul. Însă omul se obișnuiește cu toate, s-a gândit. Iar în nenorociri și în încercări, Dumnezeu nu-l lasă pe om, ci îi dă putere. Dacă cineva vorbește cu Dumnezeu și plânge în fața lui, de îndată tristețea se risipește și durerea se alină. Mâniosul a auzit deschizându-se ușa și inima a început să-i bată puternic. Erau doi străjeri care i-au făcut semn să-i urmeze. Au mers pe un culoar întunecos, au urcat mai multe scări, pentru că închisoarea se afla la subsolul palatului. Au ajuns sus în sfârșit și l-au condus la împărăteasă. Lângă împărăteasă stăteau părinții mâniosului, care săracii de-abia se țineau pe picioare. Doamna slavă deșartă era de nerecunoscut. Durerea provocată de cele întâmplate făcea ca și vocea stridentă să îi se piardă treptat. Copilul meu, copilul meu! I-a șoptit răgușită. Nu reușea să fiu răgușit. Zeița mândrie ți-a arătat multă purtare de grijă. Cere iertare, retrage tot ce ai zis și o să te lasă să te întorci de îndată acasă. Și a cerut iertare? Nu. Probabil că da. Nu, că nu cred. Nu. Hai să vedem. Nu cred pentru că majestatea făcuse ceva rău. Bine, Ștefan, am înțeles, am auzit părerile voastre, foarte bine, așa, ia să vedem. Maiestatea voastră, vreau să vă cer iertare pentru toată tulburarea pe care am provocat-o. Dar adevărul nu pot să-l neg. Dacă v-aș fi spus minciuni de la început, acum aș fi fost eroul cetății lui Eu. Dar am preferat adevărul ca să vă cinstesc mai întâi pe dumneavoastră și apoi familia care m-a crescut. Să fiu cinstit cel puțin față de Dumnezeu, căci El cunoaște inimile noastre și ale tuturor. Împărăteasa, care puțin mai înainte era gata să-i arate îndurare, a sărit drept în picioare. Despre ce Dumnezeu vorbești, mâniosule? Despre unul și adevăratul Dumnezeu, creatorul vieții. Ha, și unde locuiește Dumnezeu? Poate în cetatea lui tu? Este prezent pretutindeni. Chiar și în acest moment se află aici și ne aude. Plină de furie, mândria s-a întors către părinții mâniosului. Voi, vedeți voi vreun Dumnezeu pe aici? Poate sunt eu oarbă și nu pot să-l văd. Da, scosese ochelarii. Nu, șoptiră înfricoșați părinții mâniosului. Adevăratul Dumnezeu este nevăzut, a spus mâniosul. Nu putem să-l vedem, dar putem să-i vorbim, ne ascultă. Și atunci eu de ce sunt aici? Pot să aflu? Și maiestatea voastră împărăteasă, sunteți una dintre creaturile lui. V-a ales Dumnezeu ca să conduceți această cetate. Tu, copile, nu ești numai fără minte. Ești și periculos. Ați auzit ce a zis? Ați venit aici să mă rugați să le eliberez, spunând că pe toate le-a făcut din neștiința datorată vârstei sale fragede. Și el nu doar că nu se căiește pentru ce a făcut, dar mai este și blasfemiator. Dacă îl las liber, e în stare să răscoale cetatea lui Eu, făcându-i pe toți să-l caute pe Dumnezeul fantomă. A început să pășească în sus și în jos neliniștită. Era, poate, pentru prima oară în viața ei, că nu știa ce decizie să ia.
Să le libereze nu era cu putință, își simțea deja tronul amenințat. Trebuia să-l scoată cumva din atenția tuturor. Dacă ar fi fost adult, l-ar fi făcut de rușine. Dar era un copil și nu știa cum o să reacționeze cetățenii. Împărăteasa mânioasă și roșie în obraj călca apăsat. Cred că este o singură soluție. Exilul. Să fie alungat din cetate. Mâniosul a ascultat neclintit hotărârea. Ce vreți să spuneți înălțimea voastră? A întrebat mama lui tremurând. Ceea ce ați auzit. Fiul dumitale va trebui să plece din cetatea lui Eu cel târziu până mâine la prânz. Se va face precum ați poruncit? Zise orgoliosul. Fiți liniștită. Liniștită o să fiu doar după ce mâniosul se va afla în afara zidurilor cetății lui Eu. Dacă vreodată se va răzgândi și își va da seama de greșeala lui, atunci o să vedem ce o să facem. Aceste ultime cuvinte ale împărătesei au dat oarece speranță părinților, care cu multe mulțumiri și plecăciuni s-au retras luându-l de mână pe fiul lor. Mâniosul n-a putut zăbovi prea mult în casa lui, pentru că trebuia să se pregătească de plecare. Primul lui gând a fost să întoarcă iarăși în cetatea lui Tu. Pe de altă parte, îi părea rău și de familia lui, pe care o întristase așa de tare. Tatăl său era atât de furios, că eu vă spun la revedere, ca să-l las să liniștească. Păi nu? Păi trebuie să liniștească omul ăla, ce facem? Păi, citim da. Despre... Și continuăm data viitoare, da. Continuăm data viitoare, da? Hai că avem niște preșturi, vrei și tu să spui ce vrei să spui? Vreau să spun că mâniosul, am observat că și-a schimbat foarte mult comportamentul de când a ajuns în cetatea lui tu. Da, așa este. Dar cred că toți ați observat.